La începutul secolului al XIV-lea, procesul întemeierii statelor românești intra în faza finală. Profitând de criza care măcina regatul maghiar izbucnită odată cu stingerea dinastiei arpadiene, voievodul Basarab sau predecesorul său a unificat sub conducerea sa țările din dreapta și din stânga Oltului. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea și la începutul secolului al XIV-lea, în contextul unui proces avansat de dezagregare a puterii regalității ungare, odată cu sfârșitul dinastiei arpadiene, se constată o tendință de grupare a acestor formațiuni sub o căpetenie care a intrat în istorie sub numele de Basarab sau Basarabă, întemeitorul unei foarte puternice dinastii, care a agregat aceste formațiuni de o parte și de alta Oltului, constituind un nucleu statal puternic. Tradiția istorică despre întemeierea statului Țara Românească descrie descălecatul legendarului Negru Vodă sau Radu Negru din Făgăraș la Câmpul Lung și la Argeș. Personalitatea acestui Negru Vodă rămâne însă învăluită de mister. Să fi fost același personaj cu Basarab I, clar menționat de izvoare sau poate predecesorul său, sau poate este doar o creație a tradiției populare? Historiografia noastră a avut o fază critică inițială, a privit acest lucru cu destulă circumspecție și chiar cu neîncredere, până ce istoricul George Brătianu a arătat valoarea acestei tradiții și valoarea unei legende. Adică uneori legendele și istoria sunt strâns legate, deci nu trebuie să le negăm importanța niciodată, pentru că ele ne constituie elemente prin care realitatea se transpune. Există realități care se manifestă în legende, putem spune transfigurat, ca să folosim un termen teologic. Dar cred că între realitate și legendă nu este o discrepanță atât de mare cum s-ar crede. Deci nu trebuie să aducem, să spunem, istoria în legendă, ci totdeauna misiunea noastră este să dăm valoare istorică legendelor, să le găsim totdeauna fundamentul istoric. Deci în spatele legendei descălecatului, dacă a fost aceasta, se află o realitate a întemeierii statelor medievale românești printr-un aport și un imbold venit însă din spațiul intracarpatic. Și acest aport tocmai arată o mișcare a unor cavaleri care au venit dintr-o zonă și s-au deplasat în alta unde au descălecat. Și aici s-a creat, au avut un rol catalizator, pentru că nu ei sunt creatorii exclusivi ai statalității în regiunea aceasta extracarpatică. Ei sunt numai cei care au catalizat un fenomen dezvoltat deja în această regiune, așa cum este atestat în diploma ioaniților. Este cert însă faptul că descinderea acestuia a fost urmată de unificarea formațiunilor politice românești și închinarea voievozilor din dreapta Oltului. Foarte probabil, această trecere a munților a fost determinată de anularea autonomiei țării Făgărașului, care a survenit în ultimul deceniu al veacului al XIII-lea. Astfel, cucerirea Transilvaniei de către coroana maghiară era încheiată, iar viața politică românească nu s-a putut manifesta decât în spațiul extracarpatic. Este adevărat că dominația maghiară s-a instalat asupra Transilvaniei, dar în același timp, dacă statalitatea românească a fost înfrântă în Transilvania, provincia respectivă a jucat un rol catalizator în ceea ce privește statalitatea și crearea statalității medievale românești în cele două vlahii transalpine, cea de la sud de Munții Carpați, numită și Ungrovlahia în textele bizantine, și cea de la răsărit de Carpați, numită
Moldovlahia, Maurovlahia sau Rusovlahia. Termenul de Vlah pune în evidență originea romană a acestei populații. Vlah nu. E interpretarea slavă și germanică a numelui de italic. Asta înseamnă. Așa îi numesc și pe italieni. Olaș, zic ungurii italienilor, Voloș și valahilor. Deci, romanicilor. Centrul unificator al noului stat Țara Românească a fost voievodatul din Câmpul Lung, iar întemeietorul a devenit Marele Voievod, titlu care pune în evidență primatul său față de ceilalți voievozi minori din cuprinsul țării. Voievodul țării lui Litovoi s-a închinat voievodului din stânga Oltului, recunoscând autoritatea sa superioară. Îi se spunea Marele Voievod pentru că îi era recunoscut autoritatea superioară de către ceilalți voievozi. Fiecare stăpânul unui domeniu mai întins sau mai mic, dar erau autonomii locale grupate sub conducerea Marelui Voievod. Cât privește întinderea acestei formațiuni politice, ea a încorporat țările lui Seneslau și Litovoi, cnezatele lui Ioan și Farcaș și Severinul, ai cărui bani dispar din ierarhia dregătorilor regatului după 1291, iar spre răsărit, până în zona din nordul gurilor Dunării, al cărei nume păstrează amintirea stăpânirii basarabilor. Să presupune chiar că în cadrul hegemoniei tătare pe care a recunoscut-o, stăpânirea lui Basarab s-a întins mult spre răsărit, chiar până spre gurile Dunării, de unde ar deriva numele de Basarabia, inițial doar al unei fâșii din ceea ce numim astăzi Basarabia, din sudul actualei Basarabii, și că deci în sub tutela Oardei de Aur, Basarab, Marele Voivod, își întinsese stăpânirea și în regiunea Dunării de Jos. O diplomă maghiară din 26 iulie 1324, emisă de Cancelaria regelui angevin Carol Robert, rege al Ungariei între 1308 și 1342, reflectă realitățile de la sud de Carpați. Microformațiunile politice dintre Carpați și Dunăre se contopiseră într-o țară românească pe care actul amintit o numește Terra Basarab sau Terra Transalpina, echivalentul unui alt termen din actele Cancelariei Arpadiene, Terra Ultramontes Nivium, țara de dincolo de munții înzăpeziți. Țara românească, acum așa începe să fie cunoscută în izvoarele contemporane, pentru regatul Ungar era Transalpina, țara de dincolo de munți. Potrivit aceleiași diplome, Terra Basarab era un principat vasal coroanei maghiare, iar Basarab era voievodul nostru transalpin. Astfel, prin acest acord, regele maghiar recunoștea așadar noua realitate politică rezultată din unificarea formațiunilor politice sud-carpatice, în schimbul acceptării suzeranității regelui maghiar. Compromisul din anul 1324 nu avea însă să dureze o perioadă îndelungată. La instigările unui partid ostil oricăror concesii față de Basarab, care concentrase o putere care îngrijora, Carol Robert întreprinde campania din toamna anului 1330, menită a transforma țara românească într-o provincie regală și a recupera unele ținuturi de graniță ale regatului pe care Basarab le ocupase în țara transalpină spre marea pagubă a coroanei. Când puterea regală s-a consolidat în Ungaria sub o nouă dinastie de origine franceză, dinastia regilor de Anjou sau Angevină, firește s-a străduit ca în cadrul procesului de centralizare, recentralizare a puterii, pentru că regatul ungar să fărâmițase în multe principate baronii regionale, știm și astăzi ce sunt baronii, deci puteri locale, regalitatea ungară în persoana regelui Carol Robert,
a încercat și în mare măsură a reușit să le readucă sub controlul propriu. Expediția a fost lansată într-un moment în care un corp de oaste muntean luptase alături de țarul bulgar Mihail Șișman împotriva sârbilor și fusese înfrânt. Campania începuse sub auspicii favorabile. În septembrie 1330, oastea maghiară ocupase Severinul și, străbătând Oltenia, se îndrepta spre Curtea de Argeș.